Vreau să plec. Deci am aterizat de o oră și 15 minute. Mult dacă am văzut un francez de când am ajuns. Trebuie să iau șoc cultural când puteam să mi-l iau în Paris toată ziua. Un car tren arată foarte fain. M-a zis că îmi place Franța. S-a terminat și cu Canada. Cam în Franța, în Paris. Ca de obicei, noi când zburăm, avem controlul dublu, pentru că avem buzunarul la plin de camere, da? Asta e, încep să te obișnuiești. E prima dată când ai zis, Chumach Electronics. Da, și am zis, nu, n-ai cum să fie Chumach, asta e jobul, cum e trage să fac? Așa arată liniștitul aeroport din Calgary. Oh, ce rău îmi pare că plecăm din Canada. Beaver. Îmi place teribil aeroportul ăsta pentru că are o grămadă de paturi, frate. Adică nu paturi, un fel de canapele din astea pe unde se mai întinde lumea. Foarte comfy așa. Sau chestiile astea care mi se par geniale. Poți să lucrezi, poți să mă întind. Pe bune, chiar ne pare rău că plecăm, așa-i? Da. Am mai fi stat mult și bine. Eu i-am spus lui Ursi să mai stăm măcar 2 săptămâni. Da, oricum în seara asta începe aici în Calgary, exact în seara asta începe zăpadă. Furtună de zăpadă. Noi am venit cu căldură aici, nu e normal să fie atât de cald aici în perioada asta anului. Noi am venit cu căldura și plecăm cu ea, nu le lăsăm. Mergem către Paris, zborul e cu WestJet 9 ore, ne-a costat incredibilă sumă de 150 de euro de om, dar apoi am mai luat încă un zbor de 800 de euro, deci practic Paris pentru noi este o escală mai lungă, o escală de 3 zile, din care una vom avea jet lag foarte probabil, sunt 9 ore de diferență și jet lag-ul ăla rău, știi, de aici încolo e la rău, de când vii din Europa încoace nu e atât de nașpa. Sperăm să vă fi plăcut Canada măcar jumătate cât ne-a plăcut nouă și cu RV-ul și în Toronto și oamenii superbi pe care i-am cunoscut. Să nu fiți surprinși dacă ne vedeți aici undeva în cursul anului următor. Merge către Paris, vă spun de pe acum, merg cu ochi, un ochi critic către Paris, nu am fost fanul acestui oraș niciodată. Nu sunt nici acum, sunt sigur că o să găsesc foarte multe defecte pentru că plec deja cu chestia asta, dar vă spun și vouă de pe acum, nu am vrut niciodată să ajung în Paris, pur și simplu ăsta a fost zborul care ne ieșea cel mai convenabil pentru a tranzita, pentru a ajunge la destinația finală. Deci da, o să încercăm să ne bucurăm de Paris pe cât posibil, da. Bineînțeles, o să vă arătăm drumul, o să vă arătăm cazarea care promite să arate foarte, foarte interesant, o să o vedeți în acest clip. Și după aia să ne lăsăm cumva surprinși sau să încerce Parisul să-mi schimbe mie părerea. O vor veni clipuri interesante cu siguranță. Bine ați venit la un nou vlog, să înceapă drumul. Sau cum s-ar zice, pulala! Mamă, câtă lume zboară în Franța! Dar la prețul ăsta nici nu mă miră. Pe mine mă miră extraordinar că n-am mai făcut immigration, adică nu vede nimeni că plecă din țara asta. Hai, drum bun și să vedem dacă Paris îmi schimbă părerea. Hai să zicem să ne bucurăm totuși de țara asta. Cât stăm? 3 zile. Din Paris. Este ora 1 aici, la noi, în mintea noastră, nu știu cât e. Mare diferență, a fost ora 9 ore. N-am dormit deloc, nu știu din ce motiv, niciun dintre noi n-am putut dormi. E groasă și uite și tu ce pe mine, mi-a stricat tricou cu pătura asta, uite și tu. Să nu vă acoperiți niciodată cu păturile selvastre. Și eu, un tricou bun am și eu. Bine ai venit! Boulangerie? Hai să ne căutăm hotelul. Abia aștept să-l văd. Pare foarte interesant hotelul din poze, abia aștept să ajung la el și se pare că din astea, din escala asta de 3 zile, o zi o vom pierde și o vom dormi pentru că suntem zvuți. Nu știu cum am dormit. Nici eu nu pot să înțeleg, nici eu nu pot să înțeleg. Vreau să dormi, nu dormi niciodată. Mamă, și deci 9 ore am mers acum în față și mi se pare că peste 3 zile zburăm 6 ore, gen... E cel puțin amuzant ca doi călători ca noi, full time,
care merg în atâtea locuri, să fie prima oară când ajung în Paris. Nu? Am mai fost o scală. Da, scală. A, păi sunt alții care numără din astea. Stai liniștit? Da. Da, e că scală pe bune. Da. Acum, în 3 zile, ceva am apucat să vedem. Bine, în 2. Deci nu știu nici pe ce planetă sunt în momentul ăsta. Nu cred că am avut niciodată atâta diferență de fus orar. Bă, unii mi-au stricat ăștia tricou și am 5 de toate și ăsta era cel mai bun. Bă, trebuie să luăm bagaj. Bă, eu m-am dezobișnuit cu bagajele. 25 hours terminus nor, time for another adventure. See you soon in Paris. Deci pentru ceea ce o să facem noi, locația excelentă. Mergem direct la gara de nord. Eu m-am suit în trenul ăsta, nu știu dacă e ăsta. Mamă, aici aterizezi într-un loc și te duci cu trenul ca să ții bagajul. Două stații. M-am dat jos, s-a dat jos toată lumea, că creierul meu nu prea funcționează acum. Creierul meu e în Calgary, acolo, la rodeo, la meciul de hockey, go Flames, go! Ce bine că suntem în Uniunea Europeană și n-am stat la coada, era o coada acolo de turiști care vine aici în Canada, în Franța. Dar e un haos cu valizele, frate, nu găsim asta cu valizele. Frate, ce aeroport varză, deci ăsta e... Mamă, ce urăță ala asta. E închis ăsta aici, frate, ca să mergi la poarta 43, aici e ieșirea. Și am întrebat 4 oameni de la security pe acolo, nu te bagă niciunul seama. Ăsta e hotelul unde mergem, 25 Hours Hotel Paris Terminus Nord. Are review-uri bune, 4,5 din 600. Hai să vedem cum ajungem. Oh, ma. Sper să nu fie nicio din asta, nicio, cum zice, protest sau chestii de genul. Mamă, o oră și 14 minute facem să moară Leona. Da. Ajungem noi. Au o viteză valizele aici. Vin cu... Hai, uite, una e acolo. Și mai e una acolo. Suntem aici de vreo 15 minute zdravene, plus că am venit cu trenul. Au o viteză. Credeam că Madrid e cel mai lent aeroport din Europa la asta cu bagajele. Deci am aterizat de o oră și 15 minute. De o oră și 15 minute am aterizat. Nu vine nimic. Mai vine așa câte un ofilit. I love you. Mă scuzez că flicăre luminile. Am uitat că m-am întors în Europa și aici trebuie să filmez în 50 de frame-uri și nu în 60. Dar la următorul vlog rezolv, acum nu mai are sens. Și fără să anunțe pe nimeni, le-am schimbat la 42. Era o doamnă pe acolo care a zis: uite, pe aici vin valize din Calgary. E cineva din Calgary? O altă turistă, știi? Noi stăm toți acolo. Pe ecrane scrie Calgary și bagajele nu vin. 2 ore imediat. Mamă, dar au curentat-o băieții, nu glumă, ia uite, tot e zgâriată. În fine. Ma. Frate, asta e valiza nouă, mi-am făcut o varză. E treagă? Nu, e toată zgâriată, uite și tu la ea. Păi da, pentru că valizele așa se... Da? Aștia așa au... se face. Nu, așa au ăștia grijă de ele, să se facă așa. Nu știam. Hai să cătăm trenul. S-a lungit în aeroport. Băi, dar putea să zică și ăsta ceva, să nu lase acolo ca proști. M-am zis că îmi place Franța. Păi nu mi se pare corect în părțela asta. Păi, bă, la e corect. Ce crezi, că să ducă ea valiza pe aici, că pe aici merge ușor și după aia când ieși pe drum, să duc eu. Păi acolo să fie mai greu. Da. Mergem cu trenul, care din câte am citit pe acolo costă 10 euro. E la 10 minute de mers pe jos pe aici. Sunt două stații, când mergem jos în gara de nord, direct. Bine că nu e coadă la bilete aici, la tren. Lupin, unde e Lupin? Ei, sunt la ei. Și nu e Lupin, e Lupin. Iertați-mă. Stau aici la coadă și acolo pe ecran scrie că ca să ajungi la Paris te sui în autobuzele de, cum se zice, înlocuitoare care înlocuiesc trenul. Nu știu dacă e de la ceva șantier sau
To go to Paris border replacement buses at terminal 2F. Nu, ce terminal este, nici nu mai știu. Mamă, frate, deci am aterizat de 2 ore și ce faci, n-am ieșit din aeroportul ăsta. Ce faci, scrie acolo, vă rugăm, luați-vă biletul de tren și mergeți la stația de autobuz la terminalul 2. Superb. 10:30 de fiecare lor scumpi 35 că mergi cu autobuzul, stație fără să vreau. Păi și acum, gata? Îi dau? Arde, mă, băiatule. Ai luat banii? Nu-mi luat. Ce se întâmplă aici? Deci mă termină psihic. Acum, deci am venit până aici 10 minute, luăm biletele, ne întoarcem 10 minute înapoi la terminalul 2 și acolo stăm la coadă să luăm un autobuz care nu o stație și după ne suim în tren. Să mă rog, dacă știam... Ai șamar de capul vostru cu metrilor. Dacă știam, luam taxiul. Că până la urmă, taxiul cât e? Vreo 50 de euro? Cum ajuns ăsta să cerșească în aeroport, frate? Și-am luat bilete, avem să vină să cerșească înăuntru la Ryanair? Cine? Era un nenea care cerșea în aeroport. Cum ajungi? Deci asta e, a, asta e coada la autobuz, frumos, 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 până în capăt acolo. Asta e zi pierdută, clar, și zi pierdută, clar. Ajungi la 12 și ajungi la cazare care e la o stație de tren în 4 ore, e ceva de negresat. În fine. Cine vrea să înțeleagă, nu? Nu, că e, n-are treabă, nu se supără. De ce nu te superi? Pentru că sunt mulți... Lupin? Lupin? Lupin! Ce mă bucur că ai stat cu ochelarii tot zborul în sfârșit și m-ai ascultat. Și nu ți-ai mai opusit ochii cu lentilele alea. Dar s-a văzut că sunt și eu puțin stresată, nervoasă, nu știu cum să zic. Că s-a băgat unul în fața mea și i-a zis să ducă în spate. Că s-a băgat în fața. Normal, nu? Stă la descățirea Luca. Și e înalt. Păi da, o să vi le arăt exact în spatele nostru. De acum o fac fără coada, deci fără sunt toți ăștia. Asta de aici aia. A zis ce repede s-a întors în spatele? Eu cred că are ceva cu... Da. Nu mă mai îndubiește. Cel mai oportun moment în care să decidem să călătorim cu valiza. Aici, ocup două locuri, asta e. Să mă înjure, în franceză așa să nu înțeleg. Tu ai zis că zicea la poarta 20 E. Deci E-ul la ei, așa fac eu după ce beau mult. 20 E. Am plecat. Știi că acum a plecat trenul, nu? În secunda asta. Am auzit. Nu mă suport. Vreau să plec. Bine. Bine că ești fii atent. Eu nu mai vin să faci, vin să faci să ziceți că după aia scriu fiște. Ce scrie aici? Ține-o pe. Ce scrie acolo? Paris 3. 3. Sus, nu de la 5. Mai pune să azi de București. Azi la cap. Micu București. Nu ar trebui să fie București, Micu Paris. Ar trebui să fie asta, Micu București. Infrastructură, da. Mult dacă am văzut un francez de când am ajuns. Hai că intrăm aici. Nu că sunt fericit. Așa mă bucur eu. Un car trenul arată foarte fain. Pare nou, nouț. Ce-i drept? Geamurile curate. Fain, îmi place trenul. Foarte fain, arată-ne. Foarte. Foarte fain.
dacă ajungem și noi. Ei, 3. Ajungem la un 3:30, 4. 4. Am atât la 12, ajungem la 4. Deci, practic, dacă ne mai ia cumva încă vreo 2 ore, putem să ne întoarcem în Calgary. Luăm avionul înapoi, de Canada. Bun, suntem în gara de nord și hotelul ar trebui să fie undeva chiar în fața. Le-am avut pe toate. Doamne, când ne-am chinuit să ieșim de aici, că biletul de tren așa arată, pentru că 1900 toamna și eu nu l-am pierdut, l-am lăsat acolo, l-am băgat în aparat. Când i-am suit și trebuia să-l iau înapoi, nu l-am mai luat. Na, și acum o trebuie să umblu pe aici, să mă rog de aici să-mi deschidă ușa, să arăt că am cumpărat bilete. Doamne, cât de pe face când eram mic, ia uite. Na. Dar nu mă nervez, nu sunt nervos, vedeți? Sunt doar resemnat. Mamă, toți gangsterii aici sunt, ce foarte bine ai venit în Bronx. Maică. Eu nu găseam hotelul și hotelul e acolo, frate, am ieșit din gara și drept în hotel am dat și nu-l vedeam. Ziceam, unde, mă? 24 Hours Hotel Terminus Nord. 25. M-am chinuit de tot să mă duc prin țări străine să iau șoc cultural când puteam să mi-l iau în Paris toată ziua. Hai de capul meu. Și ce observ la prima vedere e că în Paris se pipă enorm de mult. Deci toată lumea are țigară în gură, toată lumea are pachet de țigări pe masă. N-am mai văzut un loc unde să fie toate mesele pline de pachete de țigări. Efectiv toate. Pa aici o fi oare? Dar ce fain e hotelul. Hey. Stai, iubita, totuși să ne bucurăm un pic de arhitectura gării. E superbă. E superbă. Dacă tu ești la ea așa, cobori așa numai. Așa trebuie să ești la ea. Cât de șmecher e hotelul? Este? Da. Ce șmecher e hotelul? Ce fain e parola de Wi-Fi, uite. 24 hours loves you. Așa mai vii de acasă, tată. Visez la momentul când se va deschide camera asta. Visez. Să vezi poate așa, ai? Eu visez să cad în pat și să facă de două ori așa, boing, boing, și să gata, adormită. Yes, sir? Thank you. Ce lift, bă? First floor. Ce? An etaj. Mă, stai. Asta e locul meu, uite. Ce fain e lift. Cum are aici? Nu se poate. Oh la la! Oh la la! Oh la la! Nu știu ce scrie pe pernă. Let's spend the night together. Oh la la! Avem aici un balconaș. Îți place, iubita? Da. Ia uite ce telefon avem aici. Uite ce telefon avem iar, Ralu. Mamă, cât e de cute. Televizor aici. Ați văzut numele? Am primit două nopți suplimentare din partea lor, fără plată, plătim doar a treia noapte, în schimbul
acestui room tour și să vi-l recomandăm și vouă și momentan chiar suntem super, super fericiți. E foarte drăguț. Bine, foarte, foarte bun. Nu te rupe, duș. O să vi-l arăt mai în amănunt în următorul clip. Da, și o să vedem mai încolo și ce mai e pe aici pe lângă și nu, micul dejun. Și micul dejun. Aici avem un minibar. Ah, uite, I'm free scrie pe minibar. Nu văd? Toate astea sunt gratis? Ce fain! Uite, lapte, bere, friscola, acela. Ce tare! Foarte frumos! Geleuri. Chiar atunci e bine nou. Ești pregătită? Oh la la! Oh la la! Zic că nu-i genial! Cu asta o să fac toată ziua. O să stau aici și o să sting asta așa. Unde e? Poc! Oh la la! Nu, no, oh la la! Oh la la! Maybe a love like ours can be out its cold.